Focul se poate transforma într-un dușman aprig dacă nu știm cum să reacționăm și ce să nu facem în cazul unui incendiu. Un pahar cu apă turnată într-o tigaie al cărei conținut a luat foc sau stingerea unei veioze cuprinse de flăcări, fără să fie întreruptă furnizarea energiei electrice din locuință, vă poate transforma în victime sigure ale unui incendiu. Vă spunem mai multe despre cum ar trebui să procedați corect în astfel de situații în rubrica Supraviețuitor în jungla urbană. O tigaie al cărei conținut a fost cuprins de flăcări pe aragazul aflat în funcțiune se poate transforma într-o situație fără scăpare dacă facem o greșeală banală. Cea mai mare greșeală care poate să facă o gospodină în casă, în bucătărie, este aceea de a turna o cană cu apă în tigaia aprinsă. Știm bine că apa conține oxigen, oxigenul întreține arderea. La fel de bine este o diferență de densitate a lor, apa se va scufunda sub pelicula de ulei și uleiul va fi împroșcat. Nu ai nimic altceva de făcut decât tu să fii ars, să dai foc ție și casei tale. Primul lucru care e indicat să-l faceți în acest caz este să acoperiți tigaia cu un prosop aflat la îndemână. Aruncăm prosopul pe tigaie ca să inhibăm flacăra, oprim sursa de gaz și îndepărtăm orice alte surse care ar putea să incendieze la un moment dat. În schimb, într-o situație în care ați sesizat un mic incendiu în locuință, nu stați prea mult pe gânduri. Sunt câteva lucruri care vă vor ajuta să nu vă transformați în victime ale focului. Și încă ceva, din casă nu ar trebui să vă lipsească un stingător pe bază de pulbere. Să smulgem de îndată tot ce înseamnă draperii și perdele, fiindcă tot ce este la verticală o să se aprindă numai decât. Știm bine că focul se propagă cu repeziciune pe tot ce înseamnă verticală. Deci perdea, draperie și orice ar fi obiect de mobilier sau orice ar fi pus în astfel de poziții. În situația în care vorbim de un incendiu care s-a produs din cauza unei veioze aflate în priză, să nu vă grăbiți să o trageți din priză. Asigurați-vă mai întâi că ați oprit alimentarea cu energie electrică de la tabloul general. Dacă fumul dens a cuprins încăperea, grăbiți-vă să ieșiți. Va trebui să ne acoperim zona feței, fiindcă căile respiratorii sunt cele mai vulnerabile și primele afectate. Timpul, panica și necunoștința au adus cele mai multe victime, nici de cum incendiul în sine. Va trebui să ne deplasăm cât mai aproape de podea spre orice cale de evacuare. Fie ea o fereastră, dacă situația ne permite asta, fie ușa din încăperea respectivă. Acoperiți-vă fața cu un obiect de vestimentație pe care ați turnat apă și deplasați-vă într-o poziție cât mai apropiată de sol, de ieșirea din casă. Coșurile de fum necurățate, instalațiile electrice defecte sau improvizate și mijloacele de încălzire stricate sau nesupravegheate sunt cauzele incendiilor care produc în fiecare an aproape 200 de decese. Amplasarea unor detectoare de gaz sau de incendiu în propriile locuințe vă vor ajuta să câștigați timp și vă vor ajuta să vă salvați. That all the households should have such a detector installed, and it's very important for the safety of your family and of your neighbors and all your surroundings actually that these devices are installed. Costurile acestora se ridică în total la cel mult 300 de lei.